Din 5 familii, în momentul de față, mai am 3. Probă de microfon! Ce rău să aude! Aerul! Ce faci? Rimoviere! Frătuță! Ce faci? Unde-l pot? Ai fost la plimbare astăzi? Da! Gata? Nu. Mai avem un pic. La bunica întotdeauna după casă, când meream la mășcaș, era așa o grămadă. Și luam toporișca la boc și tăteam crengi, care era mai mare, dădeam de 5 ori pe ea. Și făceam lemne pentru foc, la plită. Ea le-a pus la cât o balustradă, aici o barieră, să știe până unde au voie să se apropie. Serios, ce drăguț! Ce? Sistem de siguranță. Minimă siguranță, da. Am o căști, n-am să le dau la ei, dar ei oricum aud pe bine. Pe orice să șochește în casa asta, voi... No. Hai, nu ne hodinim încă până nu gătăm, că mai avem puține. Îi ud pe jos, Sofia, ridică-te, te rog. Trebuie să pălem. Știu, dar nu. Salutare, prieteni! Eu sunt Daniel și astăzi vă duc într-un tur al gospodăriei noastre în care vă arăt situația, starea animalelor și, printre altele, câte o pastilă de aici colo de ce s-a întâmplat recent în gospodăria noastră. Pana asta nu-i bună. Așa. Că nu-i dreaptă. Un arc. Așa și? Îți trebuie pene? Da. Problema e că mie nu mă ține dreaptă. Nu știu ce pană folosesc, că e pană de porumbel. E o pană de crocodil sau de vulpe. Hai da, afară. Da, vreau să iau pană de la... N-o să poți, că ele știu să fugă de tine repede. Vezi? Eu vreau să trag într-o găină și mere total undeva. Nu ai voie să tragi în găini. Hai afară acum. Așa. Suntem la jumatea lui noiembrie, ne bucurăm și de un nouț. Nu să-l bag să nu-l sparg. Cred că numai tu te bucuri de un nouț. Prietenele mele. Na, că n-am știut de ce ți-ai adus aparatul ăla acolo. Acum am dat seama. Este un aparat de desfăcut mălai, tu nu ai știut? Ăsta e desfăcător de mălai, dar nu-l pot băga în priza, mu, și fac așa la manele, la mână. Ia tera, asta ți-l dau ție, ia. Ia. Duce cu el acasă. Nu ți-l trebuie. Ia. Haide. Bravo. Ne bucurăm foarte tare că am reușit anul ăsta să cumpărăm 3 tone de porumb. Cumpărăm, e mult spus, că încă n-am apucat să-i dau banii, dar ni l-au adus, ni l-au basculat jos și... Haideți să vedeți ce porumb avem. Eu zic că aproximativ 40% din el l-am băgat, aici ai vreo 2 metri jumate cubi, dacă nu mai mult. Și trebuie să-mi adaptez aici, să modific adăpostul, ca să pot băga și încoace. Asta a fost zona de muls a caprelor, însă nu mai folosim deja de cel puțin un an sau doi, așa că o transformăm într-o cotarcă temporară.
Dacă sunteți curioși cu cât să vinde la noi în Maramureș, anul ăsta am cumpărat porumb cu 50 de bani șciuletele. Kilogram. 500 de lei tona. Eu zic că e un preț foarte, foarte bun. E bun pentru noi ca și consumatori, ca și crescători de animale, dar cu siguranță pentru agricultorul care o semăna porumbul ăla, nu e foarte bun preț, însă la prețul ăsta se vinde. Nu, păi de ar fi om de omenie, da, 60 de bani tot. O, de așa avea, o să-i dau 60 de bani, uite că am găsit un nou și mă duc să-l pun să nu se spargă. Da, și noi suntem strânturați cu banii și ne bucurăm că ni l-a dus acasă cu 50 de bani pe kil. Ne bucurăm foarte tare că în perioada asta am reușit să înaintăm un pic și cu bucătăria noastră de vară, care va fi bucătăria permanentă. Încă suntem în construcție, dar o să vă arăt acum câteva secvențe despre cum am izolat tavanul și apoi revenim la ce se întâmplă aici. Pregătit de scafandru. Zic ceva, probă. Probă de microfon. Ce rău se aude. Aerul. Dă drumul. Ia uitați ce frumoasă lucrare. Deja mi-e cald. Deja mă simt că e mai cald aici. Am de lucru la tavane, rigips, glet, faianță, șpaleți și aici de făcut un perete. Dar voi arăta mai la urmă ce a fi, cum a fi. Tavanul am izolat cu spumă poliuretanică de 15 cm, o procedură destul de simplă, nu foarte costisitoare, după care am adăugat profile și rigips. Mai avem de lucru încă, dar o să trag bandă pe lambinări, o să încep să gătuiesc și am montat traseele de curent electric. Încă nu sunt conectate, dar așa cu socoteală și cum îmi permite timpul la țară, printre lucruri cu animale, mai fac electric, mai fac rigips. Dar lucrăm înainte în construcții, românul la noi, românul știe, face orice și dacă nu știe, se informează și tot își face. Dar bucătăria asta o să vă arătăm ulterior când va fi gata, pentru că avem o grămadă de chestii interesante și va fi o poveste de sine stătătoare. Merem mai departe, la celelalte. Cine știe, poate în raportul gospodăresc de decembrie o să fie gata. De decembrie nu o să fie gata, dar probabil de mai 2024, dacă ajută Dumnezeu, sau 2025 în cel mai rău caz. Ferit-o, bunul Dumnezeu, eu tot închid camera asta și mă duc în casă. Hai. În perioada asta, la albine, e muncă foarte, foarte intensă, că trebuie să stai așa, trebuie să vii așa pâș-pâș, cu bâșbâite și să le ascult, să le vezi ce se întâmplă, să le auzi buzuitul. Așa o mică trecere în revistă despre ce se întâmplă cu albinele noastre în perioada asta. Le-am mutat locația de acolo din coace, le-am mai făcut un cadru ca să încapă toate cele 5 lăzi ale mele. Dar din păcate mai am albine doar în lada asta și astea două. Din 5 familii, mult spus, mai am 3. Eu zic că destul de bunicele, sper să ies cu bine din iarnă din ele. Le-am pregătit, le-am făcut tratamentele, le-am împachetat pentru iarnă, le-am pus diafragme tot ce trebuie și revenim la primăvară să vedem cum
ies albinele astea din iarnă. Ce faci, le duci un desert la purcușori? Sigur că le duc la prietenii mei o gustare așa de seară. Tu ce faci, Luna? Te plimbi toată ziua, ai făcut șanță aici cât umbli. Deja bați în lung lanțul, că numai aici pe sectorul ăsta te plimbi. Na. În momentul ăsta mai avem purcica, de care nu suntem siguri că e gestantă, și cei doi purcei. Despre purcică, dacă nu fată, cam de Crăciun, anul 2023, o să o sacrificăm undeva până ianuarie-februarie și o să o punem în ladă. Ia uitați-o pe Măriuca, astăzi a fost o zi fără ploaie și am scos-o din nou la păscut. Pentru că ne place tare mult să o lăsăm să se plimbe și să-și culeagă singură hrana. Nu știm nici despre ea încă dacă e gestantă sau nu, dar tragem nădejde că este, undeva pe la 2-3 luni cred că se va putea aduce ecograful la ea. Haidea, dea, dea, dea. Haide, de, de, de. Haide, de, de, de. Ce faci, iubite? Problema de sănătate a Măriucăi cu piciorul s-a încheiat. Calcă foarte bine, umblă bine. Văd că e nerăbdătoare să ajungă în adăpost pentru noaptea asta. Ce-i mama? Ce-i mama? Hai, hai. Hai, hai. Ah, nu mă încet, nu mă încet, nu mă încet. Vai, geata ce s-o freca de copaci. Oare are ceva problemă de piele? Este scarpină așa tare, că văd că prea tare s-o scarpinat. Să fie având ceva? Cum stă în vecinătatea capurilor. Ceva nu e bine. Ceva are ea de suflecat așa de tare. Și m-aș bucura să-mi spuneți ce are, dacă știți. Ce, Măriuca? Haide după mine, hai. Hai să mergem acasă, hai. Haide. Haide, de, de, de. Haide, de, de. Hai, da, de, 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 de. Așa, te-ai hotărât să vii după mine. Hai. Uite așa. Vine fetița după mine. Hai, da, de, 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 de. Hai, Măriuca, hai. Da la loc.
No, cam ajuns și în adăpost. Mai cu greuț un pic. La porci le dau niște porumb nemăcinat câteva zile. Da, de ce nemăcinat? Pentru că am strâns de pe jos. Mai am aici măcinat, dar am strâns de pe jos porumbul ce a căzut din remorcă și au fost babe și ia uite ce bucuroși s-au. Așa și găinile, că tare mult timp le-am dat tot măcinat și acum când le-am dat boabe, o fă foarte încântate. Da, uite, țapul primește și el câte o porție acum. Un pic cam murdar porumbul ăla, nu se supără. Nu e așa murdar, e un pic de pițiană cu el, dar... Nu, nu-i muce găin, numai nu. Murdar cum o fă pe jos. Așa și alege el. Seara îi iau un pic balega și o pun aici mai înapoi ca să nu deschide două ore de postul într-o zi când e friguroasă vremea și vreau să zic că e foarte ușor acum să deschid ușa asta odată pe zi, curăț la bivoli să scot tot afară, curăț și la porci și arunc acolo pe grămadă. Bine. Ce faci, fetița? Nu mai știu cine o ori. Mi-o dat o limbă. Ce faci? Vrei mângâiere? Fetiuța! Ce faci? Unde ai fost? Ai fost la plimbare astăzi? Da, cum ți-a plăcut acolo? Uite, m-am îmbrăcat ca și tine astăzi, vezi? Mhm. Da, da, însă aproape că... cât tine. Da? Cam tare s-o scărpina de copaci. Uite-te că aici la codă e cam julită ceva, mă gândesc dacă nu are ceva dermatită sau ceva boală să ia de la capre, cum stai aici aproape de ele. Sperăm să nu fie. Să văd unde, zici tu. A, aici? Aha. E cam roșie. Da, poate i-a plăcut că s-a putut scărpina. Poate. Caprele noastre sunt tot atâtea. În total 12, dintre care un țap mare și unul mic. După cum vedeți, unele tot la fel de prietenoase, altele mai timide, dar începe să se vadă burta pe ele și așteptăm cu nerăbdare, nu să treacă timpul, dar așteptăm să le vedem fătând, să vedem din nou și anul ăsta ce puiuț o să ne facă, pentru că caprele au un loc special în inima noastră și în gospodăria noastră. Tu ai venit să mă răsturni. Deci avem 7 capre montate, cred eu, 3 eduțe nemontate, un țap mare și un țăpuc mic pe care urmează să-l sacrificăm. Tratamentele sunt la zi, mâncare au, apă și sare cu minerale au. Când e vreme uscată și nu plouă, de fapt la ele și când îi plouă, când plouă câte jumătate de zile, deschid ușa asta și merg ele și mănâncă. Dacă începe a ploua, fug în adăpost. Pămăriuca nu o scot decât când știu că întreaga zi nu plouă. No, și cum e? Te-ai hotărât cu bivolița aia micuță? Avem un prieten din Sălaj care recent m-a contactat și a zis că are un pui de bivoliță de 3 săptămâni. De 3 săptămâni pe care ar vrea să-l dea. Problema e că noi nu suntem așa de bine cu banii în perioada asta. Dar ne-ar plăcea tare mult să mai luăm un pui de bivoliță. Însă am lăsat hotărârea asta în poala lui Andreea. I-am zis, hotărăște-te tu ce te gândești, ce ți-ar plăcea. Pentru că un pui de bivoliță ar însemna să vin cu lapte praf la el în toată ziua. Încă vreo lună, două, poate că trei. Și cam intrăm în repaus, știi, perioada asta de iarnă, când e bine să ne și odihnim câte un pic. No, da, despre încă un pui de bivoliță, v-am zis așa tangențial, și veți vedea dacă apare. Cred că avem o grămadă de animale, cred că avem suficiente animale, dar poate că un pui de bivoliță nu ne-ar încurca în plus.
Voi ce părere aveți? Scrieți-ne în comentarii. Ar fi oare o idee bună să mai luăm un cumpui de bivoliță? Eu zic că ar fi, mai ales că Darius, băiatul ăsta, o scămășa așteaptă de bani. Toată lumea te așteaptă de bani, nu știu de unde li da. Toată lumea mă așteaptă de bani și... Exact. Nu, dar iarna așa e. Lucrurile merg mai încet, veniturile scad la țară când nu mai ai lapte de capră și alte produse. Însă noi deja ne-am obișnuit că viața la țară e ciclică, e pe anotimpuri, unele sunt mai bune, altele mai rele și mergem înainte cu ce avem și cu ce facem deja. Așteptăm reacțiile voastre în comentarii, neapărat să ne dați un like la acest video, eventual o distribuire, scrieți acolo orice în comentarii pentru algoritm. Dacă vreți să ne și susțineți activitatea pe care noi o facem, aveți dedesubt acestui video butonul de alătură-te. Și noi vă mulțumim pentru vizionare, le mulțumim abonaților noștri, le mulțumim membrilor canalului care ne susțin. Vă salutăm pe toți și ne vedem data viitoare. Hai fetele, mereți la culcare, odihniți-vă. Data viitoare. Pare să fie foarte mulțumită dumneaei de noua ei boxă, deși mulți dintre voi mi-a scris în comentarii că boxa Măriucă ar trebui să fie mult, mult mai mare. Și eu am făcut boxa asta după cum îmi aminteam eu că avea bunica 3 bivoli într-o suprafață nu mai mare de 3 metri și un pic. Și atunci, sigur, îmi dau seama că pe când va crește mai mare sau pe când e gestantă e mai greu un pic. Și am luat în calcul și am reținut sfaturile voastre, așa că o să-i lățesc boxa asta cu măcar vreo 30 cm, dar deocamdată o las așa, pentru că ea încă nu-i dezvoltată, nu a ajuns la maturitate, are abia un an jumate și cred că iarna asta nu mai am nici timp să umblu să-i modific boxa. Dar la anul, când eu stau mare parte din timp afară, toată vara, eu o să am timp... Opa! Opa! Eu o să am timp să-i modific boxa. Deocamdată îi va fi ok, îi va fi în regulă așa. Pe cât mi-e dragă, pe atât am ieșit de hâdă. N-o, dar... Imediat după ce-i curăț dinapoi și pun fân curat, ia mai țip o balegă. O aduc de afară frumos unde o sta tătă ziua, vine înăuntru, primul lucru, pișul și balegă. Dar pe așa nu facem noi treabă, Măriuca, ce e asta? Tu crezi că cineva stă și te tăt scarpină pe tine pe dinapoi? Ei, nu te interesează pe tine, este bine. Noapte bună!